Primăvara asta este anotimpul mutărilor, pentru că mai au doar un pas și se mută în cabinetele medicilor esteticieni. Și vorbim acum despre Brigitte Năstase și Mihaela Rădulescu, trecute de prima tinerețe. Cele două nu renunță la tratamentele estetice. Și unde pui că rezultatele, sincer, nu par deloc favorabile, este obsesia pentru operațiile estetice, oare o boală? Ei, iată care este părerea unui psiholog. Brigitte Năstase, soția fostului mare jucător de tenis Ilie Năstase, împlinește luna viitoare 41 de ani, iar prima intervenție chirurgicală a făcut-o la 26 de ani. Atunci Brigitte visa să aibă buzele senzuale ale Angelinei Jolie. A continuat cu injecții pentru ridurile de expresie și a ajuns să-și facă și o operație la sân după ce a născut. În primăvara lui 2014, Brigitte a mers la medicii din străinătate pentru a-și scoate o substanță cancerigenă din buze, dar și pentru un lifting facial prin repoziționarea mușchilor. Soția lui Ilie Năstase s-a operat în Germania într-o intervenție ce a durat 8 ore. Tratamente la față am început pe la 27 de ani, 26 de ani. Din păcate mai am încă cicatrici pe care trebuie să le scot, tegumentate, care mi-au rămas în urma extracției de bioalcamide care mi s-a scos. Abia aștept să-mi fac tratamente. Îmi făceam odată la 6 luni. În mai 2017, Brigitte a mai apelat la două operații pe care le-a făcut în aceeași zi. Și-a mărit posteriorul și și-a micșorat nasul. În total, Brigitte a ajuns la 19 intervenții. Mihaela Rădulescu a început cu injecții pentru riduri, pentru pomeți și pentru mărirea buzelor. Are însă și un implant mamar cu silicon. Apoi, diva de la Monaco a mai apelat și la injecții și la tratamente cu efect de lifting facial. Psihoterapeutul Karen Rosner nu vede nici pe departe cu ochi buni obsesia pentru reparații faciale. Preocuparea excesivă de aspectul fizic poate să fie generat de o tulburare care se numește tulburare dismorfică. Această boală s-ar putea descrie că persoana este veșnic nemulțumită de cum arată, se vede urâtă, indiferent cât de frumoasă este ea în realitate. Fiind intervenții repetate, de multe ori rezultatul este unul negativ și nu este cel scontat. Poate să fie de asemenea o presiune foarte mare socială sau dorința unei persoane de a rămâne veșnic tânără.